Salutare, salutare tuturor și bine ați venit la Rabonsai. Astăzi vreau să vă arăt o mică continuare la treaba pe care am făcut-o cu semințele de stejar, cu ghindele. Au germinat destul de greu, mă așteptam să se întâmple mult mai rapid treaba asta. Una singură a germinat și vreau să vă arăt diferențele, deoarece am făcut experiment, da? Am plantat două ghinde pe care le-am lăsat pe pervaz și două pe care le-am pus sub lumină artificiale. Și vreau să vă arăt astăzi care e diferența, pentru că veți vedea, cele sub lumină artificiale au germinat mai repede decât cele de afară. Chiar dacă au fost puse mai târziu. Astea sunt cele puse la pervaz. Observați, aici sunt în ceva lumină. Am pus niște plastice umede la un moment dat, pe care acum o să le scot, pentru că vreau să văd ce s-a întâmplat aici. Și având în vedere că nu au germinat, se vede ghinda s-a umflat un pic așa, dar probabil că lumina este prea puțină. E și ceva mai frig, dar vreau să vă arăt imediat, să vi le arăt pe celelalte, pentru că acestea sunt puse pe 19 a 11 înaintea celor care au stat sub bec. Hai să mergem să le vedem și pe acelea. Acesta este al doilea set de ghinde și vreau să vedeți că au fost plantate pe 27. Am una care deja a germinat. Să vedem dacă putem apropia suficient de mult încât să vedeți și voi. Da? Nu se vede mare brânză. Da? Dar se poate observa. Deci 27-a 11-a, undeva la 10-12 zile, și pe acestea am avut celofan umed. Da, pentru că mi-am dat seama la un moment dat că au nevoie, da, de umiditate și în aer. Am dat jos astăzi celofanul și am observat treaba asta. Am decis să pun un păhărel, să spunem. N-am pahare de plastic, că nu se mai găsesc. Am vorbit cu cineva, poate îmi face rost. Dar am pus, da, am tăiat dintr-o sticlă și am pus un capac. Practic, pe care îl voi ține umed. Am făcut toate treburile astea pentru ca copăceii mei, ghindele mele, să germineze cât mai bine. Trebuie să menținem umed mediu. Sunt delicate, sunt fragile și trebuie să le dăm un boost, trebuie să le ajutăm. În momentul ăsta o să le iau și pe acestea două care au stat aici la pervaz și o să le duc și pe ele sub bec. Am, folosind un senzor de lumină, da, un luxmetru, am constatat că aici, în momentul ăsta, avem undeva la 1000-1000 și ceva de lux, pentru că soarele nu l-am mai văzut de mult, iar acolo sub acele becuri avem 10.000 de lux, da? O diferență foarte, foarte mare. Acele două becuri sunt niște becuri care nu sunt tocmai speciale pentru plante, dar totuși fiind niște becuri colorate, ele teoretic sunt full spectrum, da? Pentru că și culoarea albă din bec e produsă din combinații de culori. Alea în special, niște becuri la Xiaomi, care sunt niște becuri colorate, pot să le fac ce culoare vreau eu. Le-am lăsat pe culoarea aceea galbenă, probabil că o să încerc să le fac și albastre, dar le-am lăsat pe culoarea aia caldă, așa, albă, pentru că am constatat că acolo am cei mai mulți lux, da? Intensitatea cea mai puternică, cea mai mare de lumină, și vreau să le dau un boost. O să vă țin la curent. Sunt curios dacă și aceștia care spuși mult, nu știu, o săptămână înainte, care n-au dat, o să dea. Deocamdată avem una singură germinată, sper să fie ok.
Sper să dea și astelalte, dar vă țin la curent cu toată evoluția și odată ce au germinat, sunt convins că vor avea o creștere destul de puternică, mai ales dacă le țin la bec. Mulțumim foarte mult și ne vedem data viitoare!